câte ori a stat în drumul altora? Am stat în drumul altora în televiziunea publică. Probabil că în televiziunea privată patronii m-ar fi mângâiat pe crește. V-a copiat Andreea Marin? Mă deranja că pentru o ediție a emisiunii ei, televiziunea română dădea 37.000 de euro, iar pentru emisiunile mele, zero. Sigur că mi-ar fi plăcut și mie să am 2 metri, să am picioare lungi, să stea pe mine rochile, așa cum stăteau pe Andreea Marin. De câte ori v-ați dat în judecată, șefii? Am avut 3 procese, 2 le-am câștigat, acesta este proaspăt. Mai atac persoanele supraponderale? Eu nu critic persoanele supraponderale. Eu critic excesele. Mai bine tăceam atunci că m-am încins prea tare și uite că am produs niște efecte nedorite. Unde ați greșit ca mamă? Cu siguranță am făcut greșeli și acum suport consecințele. Pentru ce ați mai sări astăzi la bătaie? Da, sar la bătaie și povestea cu amanta lui Victor, eu am aflat-o din ziare. Habar n-am avut de amantă. Cum ați luptat pentru soțul dumneavoastră, Victor Socaciu? Pe cine nu a putut ierta, Marina Armoșan. Am fost foarte supărată pe Victor pentru felul în care a ales să încheie povestea familiei noastre. În momentul în care am fost dispusă să-l iert, el deja nu mai era. 40 de întrebări cu Denis Rifai. Duminică seară de la 9 la Canal D.